carte de dezvoltare personală împreună cu un jurnal de evoluție personală. E de fapt ca un fel de pachet pe care ni-l propune autorul de dezvoltare personală, Florin Roșoga. Cartea se numește Arta dezvoltării personale, cum să îți organizezi planul de evoluție personală. Ce trebuie să spun de la început, că din punct de vedere al calității este o carte foarte, foarte bine realizată. Începând cu coperta, designul de copertă, aceste manșete interesante care spun și ele o poveste, calitatea tiparului și calitatea hârtiei. Deci este un produs cu adevărat remarcabil realizat din punct de vedere calitativ. Despre carte pot să spun că încearcă să facă o sinteză a domeniului deosebit de larg al dezvoltării personale. Și o face cu o metodă foarte logică și foarte detaliată. Peste tot în carte o să vezi diferite liste, o să vezi așa numitele bullet-uri, deci aceste înlănțuiri de idei. O să vezi împărțiri, da? Pe capitole, subcapitole numerotate. Asta arată clar că autorul încearcă să sistematizeze această cantitate foarte mare de informații. Ce este original la carte este conceptul în care încearcă să sistematizeze Florin toate aceste informații. El merge pe patru etape de dezvoltare, le voi aminti rapid. Sunt fundația, activarea, dezvoltarea și evoluția, și la fiecare dintre ele sunt anumite părți pe care le atinge autorul. Deci, de exemplu, la fundație, începutul se bazează pe valori, angajamente, rutine și direcții. Activarea dezvoltării, bănuiesc că despre asta e vorba, are ideile următoare: simplu, încredere, focus, motivație, gânduri și spirit. Dezvoltarea e vorba de relații, corp, minte, obiceiuri urbane, echilibru și părinți. Și evoluția ta care trece dincolo de dezvoltare. Un alt aspect pozitiv care mi-a plăcut la carte este că la un moment dat începe să sistematizeze tot mai mult informația pentru ca la final să ne deie 11 pași pentru a-ți organiza dezvoltarea personală. De fapt, acei 11 pași sunt, revenind la această clasificare, sunt o concentrare a clasificării în așa fel încât aceste elemente pe care trebuie să le atingi, să le atingi într-o anumită ordine. Deci sunt cei 11 pași. Și nu în ultimul rând este secțiunea de resurse, în care sunt resurse online, deci sunt câteva site-uri pe care ne le dă autorul și o bibliografie de cărți de citit. Ce mai este foarte interesant și face cumva legătura cu acest jurnal de evoluție personală este faptul că pe tot parcursul cărții avem la sfârșitul fiecărei părți sau fiecărui capitol câte o zonă unde se poate scrie, da? Sunt diferite exerciții pe care trebuie să le faci în scris sau practic. Acest concept de carte, manual și, eu știu, caiet de planificare, da? Chiar avem aici o fișă de planificare săptămânală, este dus mai departe și dezvoltat când e vorba de jurnalul de evoluție personală.